Americanu la telefon. Gigi, te salutăm! Bună ziua! Bună ziua. Salut, salut! Care e poziția voastră a suporterilor vis-a-vis de rezultatele astea proaste și de plecarea lui Bergodi? Pentru că, mă rog, eu îl înțeleg și pe Cristiano, dar cred că în mod normal aseară trebuia să-și dea demisia, așa era normal. Așa era normal, asta așteptam cu toții, pentru că așa cum a spus și Robert și am auzit când am intrat acum în contact cu voi, când aduci jucători de atâția bani, măcar ai pretenția să termini pe locul 2-3. Hai să spunem, nu luăm campionatul, ok, dar trebuie să ai un loc de cupele europene asigurat la asemenea investiții. Din păcate, s-au cheltuit foarte mulți bani și rezultatele sunt foarte proaste. Rezultatele sunt mult sub investiție, Gigi, mult sub investiție. Corect, corect. Da. Mult sub investiție. Bun, de ce crezi că nu și-a dat demisia totuși Bergodi? Nu știu ce să spun, nu-mi dau seama. Dacă e vorba de bani, e păcat să... Pentru că dânsul, așa cum e păcat, Gigi, să ții prizonier Rapidul, nu? Da, bineînțeles, pentru că dânsul a avut parte de respect din partea noastră, a tuturor suporterilor, din partea conducătorilor, a avut totul la discreție, adică i s-au făcut toate poftele. Eu cred că e o chestie de normalitate, când vezi că ai ajuns într-un moment în care nu mai ai ce face, trebuie să ridici mâna. Uite cum s-a întâmplat cu Adi Mutu, tot respectul. Adică ar fi o chestie care v-ar deranja enorm de mult dacă Bergodi ține de scaun doar pentru suma, clauza aia de reziliere. Păi asta este și ideea, pentru că Cristiano este de atâția ani în România și acum dacă dânsul ar face chestia asta... Și-ar pierde respectul. Părerea mea, nu vreau eu să... Da, normal! Eu cred că ar fi o chestie de bun simț să strângă mâna, să rămână în relații bune cu conducătorii noștri și ăsta este și un semn de respect pentru fotbalul românesc. Nu? Ești de atâția ani aici, nu ai avut nicio performanță notabilă, să spui că ai luat un campionat, a antrenat câteva cluburi foarte puternice unde a avut posibilitatea să câștige și a avut toate atourile să câștige campionatul, cum s-a întâmplat și aici la noi. Dar dacă acum dânsul se cramponează de suma aceea din contract, eu cred că nu este în regulă și o să-și piardă respectul, da, nu numai al nostru și al tuturor conducătorilor. Da. Adică tu spui pentru 200.000 de euro nu poți să ții Rapidul prizonier, nu? Bineînțeles, bineînțeles, și trebuie să se gândească și dânsul la faptul că echipa e într-o situație foarte proastă și de obicei așa se întâmplă în fotbal. Nu poți să dai afară o echipă. Ok, într-adevăr, nu este numai dânsul vinovat. Dar nu poți să renunți la o întreagă echipă ca să îi faci dreptate lui Cristiano Bergodi. Ceva s-a întâmplat, e clar. Nu putem să-l acuzăm doar pe Cristiano că s-a ajuns aici. Băi da, dar știi cum e. Baciu plătește, că asta e viața. Da, în fotbal așa se întâmplă. Asta e...